Bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Începem cu un text pe care l-am scris eu aseară pentru că m-am căsnit, să pot să înțeleg mai bine, dar asta e o fereastră deschisă spre Da. mai înțelegere mai bună în viitor. Căutăm argumente. Interesant, discutam noi acum înainte de demisiune puțin, cum au putut să ce genial au putut să fie. Și tu ai spus că poate au avut un ajutor de dincolo, pentru că așa trebuie lucrurile să Da. fie. A pune un om mai presus decât toate, e locul în care omenirea a fost dărâmată, a fost lovită ca așa ca de un tsunami, peste tot, pe tot globul și a fost distrusă. A fost distrusă natura noastră divină. Da. Noi acum nu știm că suntem Dumnezeu. Cu toate că sunt cercetările astea ale științei și ar trebui puțină reflexie, nu cercetare, și imediat ne-am dat seama că suntem o ființă divină, dar nu ne dăm seama. Suntem atât de prinși în exterior, avem niște concepte care sunt legate de lumea exterioară și nu avem concepte care să fie legate de suflet. Sufletul nu are argumentație. Și cu asta noi nu vedem. Nu vedem decât lumea exterioară și credem că viața este exclusiv în lumea aceasta. Trăim în exterior. Și nu știm că avem o viață interioară. Noi Deci când, asta. Marius, noi când venim aici în lumea asta, ni se dă cu praful ăla de uitat, că nu ni se permite să ne aducem aminte cine suntem, trebuie să descoperim. Și cumva, probabil că noi la un moment dat am bătut pasul pe loc și poate ne-au dat, pentru că punând un om mai presus pe altul, practic noi am uitat și mai mult cine suntem. O Adică resetare care ne-am s-a făcut. îndepărtat. E o Da. resetare s-a făcut. S-a făcut Exact. periodic resetarea asta, din loc în loc, din moment în moment. Acum nu de mult, am impresia prin anii 1800 și ceva, a mai fost o resetare din asta formidabilă, că se vede, au Da. fost clădiri foarte mari care au dispărut. Au fost o modalitate de a capta energia, să zic, organică, din aer, Da. gratuită. Și probabil că la un moment dat, stăpânii la lume au zis, ce e cu atâta gratuit, știi? Ia să plătiți voi pentru lucrurile acestea. Și au distrus tot ce. Pentru că erau turnuri. Fiecare Da. clădire din aceea mare avea niște turnuri și era această invenție care este și la Tesla, pe care eu o ascunsă și nu o folosesc, care captează energie din atmosferă. Și dai seama, totul. Am văzut niște poze cu tramvaie electrice înainte de a fi inventate de către Edison. Oare nu cumva resetările astea sunt pentru faptul că, uite, se descoperă lucruri și omul se atașează și atunci vin resetările astea ca să desprindă omul Da, sigur, de... deci din punct de vedere divin, asta este semnificația. Da. Prea mult bine și binele ăsta îl face pe om, trebuie să vină resetarea ca să despină. Faptul că stăpânii la lume există, ei sunt de fapt o forță a cerului care ne desprinde. S-au pus Da. în poziția asta și au știut să se pună în poziția aceasta. Știi că tu mai pomeneai odată de renaștere, de epoca renașterii, în care a fost așa ca un boom al artei, al descoperirilor. Ai văzut ce tablouri frumoase, ce artă s-a, clădirile cum erau atunci. Și probabil că lumea a fost așa ca o energie, lumea s-a lipit după aceea de frumos, că se poate lipi și de frumos, de estetic, de. Și apoi a început să decadă. Da, mereu cade în atașament lumea Da. și când ajunge la un prag superior de atașare, trebuie să se distrugă. Da, Apare da. distrugerea, dar este, văd natural, că imperiile așa cad, Imperiul Roman așa a Da. căzut, când a atins un nivel ridicat de comoditate, de bunăstare. Da. Iar asta se revede și în artă, se revede. Că vedem acum ce picturi să fac, niște picturi de n-au niciun sens, se văd Muzica la în fel n-are sens. muzică, dar și în arhitectura care se face Da, acum. Adică da. e foarte rece, nu are nicio. Totul e Da. o aberație, totul e o nebunie. Și Exact. filmele care se fac, e o Filmele, nebunie. da, sigur. Dar așa trebuie să fie. Asta la nivelul de sus, dar la nivelul de jos pare o
Nu știu ce se va întâmpla. Acum e foarte simplu să arunci omenirea în haos. Spre exemplu, îi mărești taxele. I-a mărit taxele la case și la proprietăți la nenorocit. Deja din start omul nu mai poate să facă absolut nimic. Adică, spre exemplu, nu mai plătești în funcție de, nu știu, dimensiune, ci plătești funcție, adică de cât ocupi, de spațiu pe care Da. îl ocupi, ci plătești în funcție de valoarea casei. Când faci chestia asta, te-a terminat, ești mort. Și nu mai poți să plătești, îi aruncă pe toți, ținta este la cei care sunt productivi, casa de mijloc. Nu se mai poate să producă nimic, nici ei. Da. Și se aruncă în haos, foamete, distrugere. Deci foarte, foarte ușor se poate arunca oamenii în crize. Lucrurile sunt deja pregătite. Da. Se așteaptă momentul și asta va fi în următorii 2 ani, va fi cumplit, după părerea mea. Iar o ia cu bolile generale de peste Da. tot. Și totul vine din faptul că omul pune bunăstarea mai presus decât Dumnezeu. Adică Dumnezeu înseamnă lipsă. Lipsă și el e jos de tot, de se strâng apele, nu are nimic, el e foarte umil. Că lipsa ce înseamnă? Umilință. Dar Da. omul, mai mult, belșug înseamnă ego, înseamnă mândrie, trufie, egoism. Asta înseamnă. Deci înseamnă diabolizare. Și Dumnezeu ne desprinde. E foarte drastic în domeniul ăsta. Și din când în când se pare că face o mare resetare. Da, Ca să ne da. încarce cu energie, pentru că materia, mereu repetăm, fiind secundară, ne ia din viață. Deci ne face un bine, de fapt. Nu e un lucru rău, dar vedem noi că este un rău. Că pierdem toate lucrurile pe care le proțuim noi. Dar este foarte bine. Hai să vedem cum a fost, de ce a fost pus un numai pe sus de toate, toate și care sunt consecințele. Este foarte important să putem înțelege lucrul ăsta. Și a fi așa, Scriptura cu un numai presus. Au fost multe religii care au aceeași. Ce era înainte era o înțelepciune a popoarelor, venea de jos. Din momentul în care a fost pus un om, este de fapt, stăpânii lumii au preluat controlul populației și populația trebuia să îi se ia din puterile divine, că am spus că puterile divine din noi sunt foarte periculoase pentru ei, pentru că dacă noi nu mai împărțim în bine și rău, intrăm în iubire și iubirea modifică exteriorul. Adică e Da. matură, fără să lupți, fără să le faci nimic. Strata interioară schimbă exteriorul. De aia este și ascuns. Mereu peste tot, în toate tratatele științei, se zice că exteriorul determină interiorul. Special ca să nu poți să găsești și să afli niciodată că tu ai toată puterea să schimbi în universul tău și bineînțeles că te conectezi cu celălalt univers, pe fundal, lumea. Scriptura, deci cu un om mai presus de toate, îți ia divinitatea din tine, pentru că neagă natura ta divină, adică tu care ești cel ce este, soare de iubire din tine și nu poate fi negat. Pentru că noi povestim, nu celulele, totul este el, nu există ceva care să nu fie el, suntem proprietatea lui, noi ca eu, doar ca eu, ca și concept, suntem musafiri în lumea lui, dar el este de fapt peste tot până și egoul acesta este al lui. Noi nu deținem nimic, noi nu existăm ca eu. Inițiativa, puterii de a-L alege pe Dumnezeu în toate, nu știu ce să zic. Deci ne-a luat puterea de a ne-a luat inițiativa, am înțeles. Ne-a luat inițiativa și puterea de a-L alege pe Dumnezeu în toate. Asta este foarte important, pentru că în momentul în care ne-a divizat, ne gândim în parte, gândirea în parte este ineficientă, deci ea nu poate să cuprindă toate aspectele și nu poate previziunea viitorul. Și Da. gândirea în parte este legată de materie și este o luptă pentru materie. Adică ea e folosită numai pentru materie. De azi, pe exemplu, diavolul din noi, adică egoul, întotdeauna gândește în parte că știe de ce gândește în parte, pentru că partea fiind insuficientă, îți aduce nemulțumire, pentru că el se rănește cu durere. Și face lucruri cu bună, bine gândit. Deci atunci când gândim în parte, noi vom suferi și este de fapt cea mai mare puternică armă. Suntem duși în suferință.
Deci, divizându-ne, fiind divizați, în faptul că a pus numai peste decât toate, Dumnezeu a fost tăiat în două. Fiind divizați, noi divizăm tot timpul în continuare. Este un mecanism cu auto-întreținere. Tot timpul gândim viața, roșia cea mai frumoasă, mărul cel mai bun, deci casa cea mai frumoasă, mereu ceva mai bun decât altceva. Și această stare de divizare, de fapt, îl tăiem pe Dumnezeu, că Dumnezeu este și la roșii acolo, este și peste tot, îl tăiem pe bucăți, căutăm ceva mai bun decât altceva, crește egoul, a crescut ego, a crescut importanța materiei și l-am și lipit de Da. materie. Când l-am lipit, a crescut agresivitatea interioară și am început să chemăm forțele cerului pe fundal să ne lovească și apar necazuri în viața noastră. Deci, mecanismul este cu la auto-întreținere și este, de fapt, o autodistrugere, nu ne autodistrugem. Este ca și când ți-a dat o bombă în mână și ea poate exploda imediat, oricând tu ai pus ceva mai pus decât altceva. Îți explodează. Deci, te omor. Este făcut ca să te omor. Deci, noi suntem, de fapt, într-un război continuu cu Dumnezeu. Atâta timp cât ești divizat, lupți cu Dumnezeu. Încerc să explic în profunzime și aceste scrieri. Vei gândi în parte și vei suferi. Asta este cea mai puternică armă. Și în momentul în care el te-a divizat, tu ești proprietatea celui care te-a divizat. Și el te deține. Este foarte simplu. De ce? Pentru că, spre exemplu, preotul sau Isus, așa, valorile tale fundamentale divine, ale soarelui de iubire, sunt transferate într-un personaj fictiv ca o păpușă, ca la magie. Este magie neagră aici. Valorile sunt puse acolo, ți le-a pus în afară, tu nu le mai ai, tu accesi la ele, dar nu le vei mai avea niciodată, pentru că vine preotul și spune că nu le ai, că tu ești păcătos și că nu ai cum să le ai, pentru că sunt 464 de păcate. Deci a făcut zădărnicie. Și atunci ne-a luat vitalitate, ne-a luat calitățile dumnezeiești, noi nu știm că le avem, nu le putem mai experimenta, pentru că nimeni nu ne spune așa ceva, noi nici nu știm că suntem Dumnezeu, nici nu ne gândim, nu stăm să reflectăm sau să cercetăm. Și din cauza asta funcționăm ca o ființă întunecată, deci devenim o ființă întunecată. În clipa în care cineva zice nu e bine ce faci, deja ți-a luat din putere și ai devenit o ființă întunecată. Lucrul ăsta este foarte dificil la bărbat. Pentru că bărbatul, având 80% divinitate în el, vine femeia și îi spune tu nu faci bine, fă așa și fă așa. Deci i-a tăiat divinitatea și este un atac la divinitate din partea femeii. Și vrea să-l doboare pe Dumnezeu din bărbat. Deci e un atac la Dumnezeu. Nu se poate spune nimic bărbatului. Zice Timotei, parcă nu mai țin minte, zice, femeia nu-i dă voie decât să tacă. Deci asta înseamnă că nu poate să spună nimic bărbatului care este Dumnezeu pentru că el este capul. El are contact direct cu Divinul și ceea ce zice el este sfânt și este adevărat. Când împați, chem pe diavol. Deci în momentul în care noi împărțim, devenim o ființă întunecată, ei ne-au luat puterea, însușirile divine pe care noi nu le mai știm sunt dincolo, noi avem 464 de păcate și 464 de virtuți la care să accedem. În momentul în care absolutizezi virtuțile, este un mecanism de diabolizare, creezi rău în lume. Da. Deci îți dai seama, în lume este frumos, este numai iubire, este raiul pe pământ. Și tu, prin împărțire, începi să construiești rău. El exteriorul fiind doar oglindă, în momentul în care absolutiza virtuții, în sine te-ai diabolizat, pentru că ai pus pe primul plan ceva din lumea aceasta. Tu ai uitat că ești în natura ta divină, ai uitat-o, nu mai exersezi și în momentul în care absolutizezi cu un eu, și eul acela, îndârjirea acelui eu, creează agresivitate, că Dumnezeu trebuie să se distrugă îndârjirea și să te ducă în neutralitate, este legea lui Șatelie, care este sfântă. Legea asta are diferite forme, legea lui Arhimede, acțiune și reacțiune, mai știu care alte legi în fizică, în chimie și în matematică. Deci, întotdeauna când ataci cu forța cu care ataci, sau cel puțin aceeași, dacă nu mai mare, vei fi lovit din față, și zdrobit. Deci asta se aplică la ego în momentul în care ei am absolutizat virtuți, când ne-au pus, ne-au
Deci divizarea ne face să absolutizăm, să căutăm ceva mai bun decât altceva și să evităm ceva mai rău decât altceva. Când am absolutizat, noi atunci ne-am divizat și am creat răul în lume, adică am materializat răul din lume. Din agresivitatea noastră interioară trebuie să vină din față o agresivitate mai mare. Deci ăsta e principiul egoului. Întotdeauna ego-ul dă puterea celuilalt, creează dușmanul și adversarul, îi dă puterea și victoria. Deci te autolovești tot timpul și se construiește tot timpul o stare de amăreală, de nemulțumire, de neîmplinire, nu? O viață întreagă ești neîmplinit pentru că vei căuta ceva mai mult decât altceva și nu acesta sensul vieții. Sensul vieții este că în momentul în care tu accepti viața așa cum este, Dumnezeu îți dă tot ceea ce ai nevoie, dar nimic mai mult. Asta este soluția corectă și ideală. Și unindu-te cu Dumnezeu, ai autoritate totală asupra exterior. Puterile sunt extraordinare, noi nu ne putem să ne închipuim. Am povestit doar despre Mircea VII, când a ținut postul acela de 9 luni de zile și cu colegii lui, ce puteri fantastice să stai tu să poți să construiești câinele la loc. El e zdrobit de o mașină și tu să-l ieși și să-l pui la loc. Nu cu mâinile, doar forța divină, că este în tine, tu ești una cu el. Deci ești Da. întotdeauna una cu el când te autolimitezi și când dăruiești ceea ce prisosește. Numai așa ne putem uni cu Dumnezeu, pentru că El este jos de tot, unde se strâng apele. Nu este mai mult bine pentru tine, ci este mai puțin bine pentru tine. Deci în direcție inversă nu merge nimeni. În cauza asta oamenii nu îl caută pe Dumnezeu, ci de fapt se supun și îl slăvesc pe diavol. Când slăvesc un om mai presus decât toți ceilalți, îl slăvesc pe diavol, pentru că nu există un intermediar. Deci, fiind lumea lui, Dumnezeu este peste tot, nu poți să pui un om, că este ceva, este un fals, este o minciună. Anulezi și negi divinitatea care este peste tot. Iei puterea divinității. Și cine se pune mai presus decât toți? În definiția clasică este diavolul care se pune mai presus. Deci noi ne închinăm la diavol. Și nu știm chestia asta. Da, pentru că este o instituție acolo, sunt prunci, deci și oamenii au oarecare respect față de lucrurile acestea și, de fapt, nici nu, prin cap nu le trece că tot ritualul și toată operația aceasta este, de fapt, împotriva vieții, împotriva lor și îi omoară în timp. Pentru că în momentul în care pui ceva mai presus decât altceva, tu iei acest principiu și îl duci peste tot în viața proprie. Și de fiecare dată va trebui să fii lovit. Când pui ceva din față mai mult, va trebui să fii lovit. Te duci și iei niște roșii mai bune, le găsești stricate. Deci vei fi lovit în toate formele când pui ceva mai presus decât orice. Și mai ales acolo unde nu-ți convine. Deci este un mecanism cu auto-întreținere prin care omul se pedepsește singur. Și atunci stăpânii la lume te dețin, pentru că tu, la fiecare împărțire, aceasta oricât de mică, tu vei da. Te duci să-ți cumperi o cămașă nouă. Ai dat puterea, cauți ceva mai frumos. Și imediat dai puterea stăpânului la lume. Pe principiul ăsta, acum la Massachusetts Institute of Technology în Statele Unite se experimentează și în curând o să fie peste tot niște aparate, niște captatori acestei energii care se bazează pe divizare. Te divizează prin media, prin școală, prin mai știu eu ce, îți inventează dușmani închipuiți, nu? Apare frică, tu lupți ca să-ți aperi ceea ce ai și mai departe și frica aceea o dai energia acestor, o eliberezi și captatoarele acestea îți ia energia și s-ar putea ca în smart city-urile care o să vină acum, iluminatul public să fie în general de propria ta frică și propria ta agresivitate interioară. Deci atâta trebuie să te divizeze și imediat omul cedează din energie, deci mănâncă din noi. Noi suntem, de fapt, generatori a acestor energii. Care energie după aceea vin împotriva noastră cu LED-urile acelea, se cuplează cu turnurile acestea și te atacă personal. În momentul în care, spre exemplu, critici politicile oficiale, aceste turnuri și LED-urile de pe stradă, iluminatul public te poate ataca și îți poate produce tot felul de boli. Și tu o să mori de boli la cel, nu o să știe nimeni de ce s-a întâmplat, dar în modul acesta curăță pe toți cei care sunt împotriva sistemului.
Din punctul de vedere divin, asta este logic și este normal să se întâmple, pentru că ai pus ceva mai presus decât altceva. De-aia am zis că stăpânii la lume sunt înghesuiți în partea care critică stăpânii la lume. Acolo Da. sunt ce mai mult, este foarte bine gândită zona respectivă. Ei sunt cei care sunt conspiraționiștii și au definiția aceea, conspirație este adevărul. Deci, prin împărțire se aduce în religiile cu un om mai sus decât toate, se aduce starea de precaritate. Adică omul nu mai are, nu-și mai construiește el viața, ci este dirijat. Adică el și-a cedat puterea în exterior. Păi, noi trebuie să ne luăm puterea înapoi și este foarte simplu să-ți o iei înapoi. Dar să conștientizezi că nu poți să o dai la cineva și să unești contrariile. Ai unit contrariile, vezi în rău un mare bine și cu cât vezi în rău un mare bine, cu atât îl vezi pe Dumnezeu peste tot și ți-ai luat puterea înapoi. Și consecințele în viața proprie sunt extraordinare, se schimbă destinul. Și ești conștient că tu poți să creezi realitate. Nu te mai îngrijorezi, da? Și lași pe Dumnezeu să... Că am zis, locul unde se produce este... Această suferință continuă este că noi nu dăm voie vieții să nu dăm voie lui Dumnezeu să ne surprindă. Întotdeauna darurile vin în momentul în care eul se retrage. Și ca eul să se retragă, trebuie o singură afirmație, să fii indiferent la bine și rău, la ce formă ia viitorul. Dacă ești într-o stare de aceea de indiferență, viitorul se schimbă imediat. Da, și asta este cea mai mare putere, adică să înțelegi de fiecare dată în fața fiecărei situații că și acolo este Dumnezeu și dacă ți se opune, este pentru că tu vrei neapărat cu un eu să fie cum vrei tu și nu se poate. Deci în orice situație de viață, lasă pe el și atunci te va surprinde și lucrurile vor veni în dar și vor rămâne. Altfel nu. Deci nu există decât... Deci normal fiind... Un singur Dumnezeu deasupra, nu este nevoie să existe oameni diferiți la care să te închini. E un singur ce ai nevoie de o infinitate de intermediari. Toți ăștia intermediari sunt hoții de frumusețe, hoții de divinitate, hoții de fericire. Da. Deci nu există decât un singur Dumnezeu. Adevărul acesta este imuabil, nu poate fi contestat deloc, numai că trebuie dus în viața de zi cu zi, în situațiile concrete de viață. Ce înseamnă? Deci Dumnezeu este unul, asta înseamnă că trebuie să-L lași pe El, adică nu mai ai loc tu. Când mă pun pe mine pe primul plan, atunci există doi, nu? Există eu și Dumnezeu. Nu, tu te lași pe tine și atunci există numai Dumnezeu. Asta trebuie făcut mereu, să te lași pe tine. Că mi-a zis, nu, ce trebuie să fac tu, ființă, să mă las pe mine tot timpul? Și a zis, da, tot timpul. Pentru că în momentul în care te lași, numai El există. El înaintează, când eu se retrage, El înaintează și El îți face viața frumoasă. Nu poți tu să o faci frumoasă, că acolo unde este un eu, va trebui să ți se opună. Cu forța cu Da. care, îndârjirea cu care te opui, cu aceea îți vine înapoi și te distruge și mai mare. Da. Stăpânii lumii nu vor să înțelegi acest lucru și din cauza asta te divizează, atâta fac, nu fac mare lucru și este simplu pe ei. Mereu te împart că nu ești bine, ai văzut aici la Biblie, zic mereu nu ești bine, nu ești bine, la Da. proverbe, uite, ăsta e bine, ăsta este rău și te-a împărțit și atunci omul se duce după această credință că mereu trebuie să caute în viață un mai mare bine, dacă îl cauți mai mare bine, îți vine un mai mare rău. Te-a divizat, îți face viața nenorocită, singur ți-o faci. Da, ei nu pot să-și permită să-ți dea puterea, pentru că se întâmplă cum povestea Mircea Șapte, dacă îți dă puterea, tu poți să faci ce viață vrei tu, să-ți creezi singur soarta. Și cum o faci? Intri în starea aceasta de neutralitate. Deci totul se întâmplă la balanță. Intri în starea în care talerele balanței sunt egale, în starea de zero, în care nu inițiezi nimic și nu lovești și nu. Deci nu dai și. Cum să zicem?
Nu tragi și nu lovești. Da. Starea de zero. Când ești în starea de zero, atunci Dumnezeu îl lași să... Atâta trebuie să faci, să lași în toate situațiile cât de particulare sunt niște probleme. Fiecare situație este o problemă. Și ca să poți să rezolve, nu e nevoie ca tu să intervii, să fii cum vrei tu, e nevoie să nu intervii, și să lași pe el să o rezolve. Și atunci situația de viață intră în armonie singură și Dumnezeu îți o rezolvă într-un mod la care nici prin cap nu ți-a trecut că poți să se poate rezolva. Deci într-un mod care te va surprinde și nu va ști ce să facă ca ție să fie mai bine, pentru că în momentul în care tu te-ai retras, el înaintează și va dori pentru tine ceea ce este mai bine pentru sine. Încă asta este situația ideală. Deci nu este nevoie să intervii niciodată. Lasă așa, lasă oamenii așa cum sunt. Singurul lucru care trebuie să îl facem noi, asta e toată religia. Singurul lucru este să lăsăm viața în pace și oamenii să facă ce crede de cuvință. Da. De ce nu vor să îți dea această putere? Pentru că i-ai măturat de acolo, pentru că tu, intrând în iubire, în momentul în care nu intervii, intri, ești în iubire, ești în divinitate și atunci ai toată puterea în mâna ta și vine un moment în care orice dorință ți se poate împlini. Știi? Și atunci ei sunt în pericol, îi mături de acolo. Tu, în universul tău, ești scos automat și obligi să fie iubire. Deci, Da. important pentru ei este să nu ajungi niciodată să înțelegi că ești iubire, orice ar fi, pentru că dacă înțelegi lucrul ăsta, că ești divinul, nu mai intervii, nu te mai lupți. Lași viața să fie așa cum este și când lași viața așa cum este, ea se ordonează, intră automat în funcțiune și Dumnezeu îi șterge de acolo, îi înlătură. Deci, judecata să-mi lăsați mie, zice Dumnezeu. Deci nu mai poți să fii condus, ei nu mai există atunci, nu mai au autoritatea asupra ta. Ei au autoritatea atâta timp cât te divizează și nu fac altă grijă, nu au decât să te divizeze. Cum fac? Întotdeauna toate știrile și toate informațiile sunt de tipul două tabere, plus minus. Plus minus, acolo se confruntă plus și cu minus și te îndeamnă să alegi o tabără, să cu cine ții tu. Și atunci te-a divizat. Când ai ales o tabără, pac, te-a divizat. Deci trebuie să lași așa, să nu ții cu nicio tabără. Deci cel mai periculos lucru pentru stăpânii la lume este să înțelegi că Dumnezeu este peste tot și în tine. Atunci nu mai poți să absolutizezi virtuți și nu mai poți să creezi păcat. Da? Adică inversul. Și vrășmașii. Spre exemplu, în lumea ta nu mai există război, deci tu nu poți să fii luat la un război pentru că nu te vede, ești invizibil. Dar dacă vei împărți, toate necazurile de pe lume vor veni împotriva ta. Deci cu cât împarți mai mult, cu atât omul se lipește de materie, pune materia pe primul plan și va trebui să fie desprins în orice mod posibil. Și noi îi dăm puterea stăpânului la lume care ne deține. Am spus că ne deține și dacă ești pe capătul celălalt al pământului, tu când ai început să împarți la piață sau oriunde, în bine rău, atunci deja dai energie. Și ei, cel care a inițiat, e un lanț de inițiatori, tot lanțul acela este încărcat cu energie de la tine, deci noi întreținem diavolul. Noi ne supunem diavolului, îl slujim pe diavol și îl ținem în viață. Îl creăm și îl ținem în viață. Când nu mai împarți, se dispară stăpânii și toate necazurile din viața noastră, pentru că în momentul în care înaintezi în viață, mereu trebuie să te gândești în fața fiecărei situații concrete de viață, să fii în neutralitate, adică să nu împingi, să nu tragi. Adică să nu te gândești la un rezultat bun în viitor că ai împărțit. Asta este principiul, să nu cauți un rezultat bun în viitor. Da, deci soluția ca să se rezolve situația asta cu care este acum cu neomarxismul este doar să nu împarți. Adică să nu crezi că ea să stăpâni, că îți fac un rău și tu trebuie să te lupți cu ei să-ți aperi. Nu. Când nu împarți și zici că Dumnezeu este aici, care face Da. lucrarea lui de desprindere și nu mai vezi niciun rău niciunde, atunci în universul tău nu mai există stăpâni și nu te mai văd. Da. Nu mai acționează. Iar pe tine Dumnezeu îți dă anumite puteri, îți ordonează totul în față, deci nu ai niciun fel de grijă. Oricât de dificilă ar fi situația, război și mai departe, vei fi ocrotit.
Deci dacă nu e Dumnezeu cu tine, ești mort. Da. Deci în momentul în care te divizează, atunci se întărește eul, materia devine importantă, te atașezi, crește agresivitatea interioară și chem forțele cerului care sunt chiar ei. Avocatul, medicul, toți sunt la un loc, aici sunt forțele cerului și devin importante și le dai puterea. Dacă știi că ești divinul și nu mai împarte nimic rău, nu mai poate veni din față, stăpânii nu mai au putere asupra ta. Ca să aibă putere, trebuie să împarți. Dacă nu mai împarți, nu mai au putere. Deci puterea lor asupra ta de coerciție este de fapt nivelul tău de împărțire. Împărțirea aduce tot felul de necazuri, aduce și frică, este frica de moarte, aduce neliniște continuă, tristețe, mâhnire, mânie, depresie, furie, supărare, stări din acestea înnegurate care sunt de fapt o pregustare a iadului. Deci suntem aruncați în iad. Să înțelegem, noi funcționăm ca o ființă întunecată, noi suntem cu un picior în iad, fiecare din noi, în momentul în care împărțim în bine și rău. Și este foarte periculos. Trebuie să-L vezi pe Dumnezeu peste tot și când ajungi la această înțelegere, să te înseninezi deodată, îți dai seama că ești soarele de iubire, nimeni nu ți-a luat această calitate și nu ți-o va lua niciodată, doar ți-a furat-o, știi? El tot timpul trebuie să ți reamintească că ești o ființă întunecată, că uite, ai 464 de păcate și uite ce întunecat ești tu. Când de fapt tu ești o ființă divină. Asta fac, ei te neugurează și asta se numește magie. Adică este diabolizare. Este metodă de diabolizare, uite cu. Și o apreciezi. Adică zice, asta e scriptura, asta trebuie să o citești. Și de fapt acolo e metodă de diabolizare și magie neagră. Ca chestia aceea de vrăji, cartea aceea de vrăji a Papei Honorius. Da. Deci când a fost pus numai peste că toate calitățile divine i s-au dat lui, tu ai fost depăsedat de calitățile divine, nici nu știi, nici nu vezi că ești o ființă a cerului, crezi că ești un păcătos cu un diavol, da? Și asta ești în realitate. Tu ești coborât și ei se ridică. Singurul lucru și periculos pentru ei este să înțelegi că Dumnezeu e în toate pozițiile și este peste tot, e acțiunea ta, e gândul tău, este vrăjmașul din fața ta și că ești în lumea lui, ești una cu el și că nu ești un eu din acela separat. Atât trebuie să scoți conceptul acesta că ești un eu care vine din împărțire. Am fost împărțit eu și Dumnezeu. În momentul în care a zis un om mai presus decât toate, s-a împărțit Dumnezeu pe bucăți. Și nu se poate așa ceva. Ți-au luat puterea divină de a uni opusele și de a-l vedea, și a-l vedea pe Dumnezeu și în minusul care îți vine din față negativitate. Deci noi trăim o viață de calvar, fiecare, de când ne naște până murim. Datorită acestei împărțiri, noi vedem numai rău peste tot și dușman și luptăm tot timpul. Este o încrâncenare din asta, aproapele nostru devine dușmanul nostru, da? Și este absurd că ar fi suficient să luăm aceste idei pe care le vehiculăm noi la nivelul mental și să le ducem în organismul nostru să vedem inima cum s-ar comporta ea. Rinichiul, ficatul, ar putea să se urească între ele, da? Nu ar putea. Sau? Aerul ar face lucrul ăsta, soarele ar face așa ceva, nu face așa ceva, nimic. Celula noastră nu poate să facă așa ceva, nu știe decât să dorească ca o proastă. Și cine vrea să fie un prost? Deci când absolutizezi bine, le vei atrage inversul. Noi nu putem să ne unim decât în iubire, iar iubirea este această stare de delăsare de sine, cum spune Florentina, delăsare de sine, de abandonare. Când nu împingi și nu tragi, lași viața așa cum este, nu reacționezi, nu te opui la ce vine din față, chiar oricât de dificil ar fi, lași așa pentru că Dumnezeu va rezolva situația. Și trebuie să ai încredere că numai El poate să o rezolve. Cu cât e mai dificilă, cu atât numai El poate să o rezolve. Și să nu. Și noi să-L vedem pe Dumnezeu și în minus. Dacă nu-l vedem în minus, adică în necazurile ca și neplăcerile care vin din față, în răul care ni se face, noi atunci ne întărâm diavolul din noi.
Diavolul din noi zice că soarele de iubire nu face bine ce face. Sau zice că inima parcă bate mai bate prost, nu bate cum trebuie. Da, omul își creează viața cum vrea în momentul în care el a unit opusele, adică atunci viața lui devine miraculoasă. Dăm exemplu cu doamna Cati și doamna Maria. Când doamna Maria nu și-a făcut niciun fel de griji, a găsit imediat ciorapii respectiv. Deci, când nu-ți faci griji și lași pe Dumnezeu, adică nu te gândești la un rezultat fericit în viitor, ești indiferent la bine și rău, ce formă va lua viitorul, este momentul, este starea de zero. În modul ăsta intri în starea de zero. O stare de indiferență continuă. Apoi, starea de indiferență nu se obține decât prin slujire și prin restrângere. Din cele două operații concomitente. Nu se poate numai prin restrângere sau numai prin slujire. Trebuie și restrângere. Una se întreține pe alta. Și atunci când eul este scăzut, atunci vei putea să se ridice volul și vei fi inspirat. Dumnezeu în spațiu gol vine automat și te va locui. Și îți mișca și mâna, îți mișcă totul. Dar este o mișcare conștientă. Oricum, el îți mișcă tot corpul și are grijă de. Da. Dar acolo este o alegere conștientă, în sensul că tu îți pierzi conștiința ce înseamnă pierderea eului. Deci tu când faci o acțiune conștientă, nu mai faci o acțiune din tuneu. În momentul în care alegi greul și nu ușorul, tu te unești cu Dumnezeu. Orice acțiune care este făcută din eu este spre avantajul eului, diavolului sau al corpului. Deci întotdeauna diavolul caută plăcerea. Sufletul nu caută plăcerea, nu caută avantajele proprii. Din contră, le lasă imediat, nu-l interesează. Deci depinde ce alegi. Dacă în fața unei situații de viață alegi întotdeauna pe Dumnezeu, care înseamnă binele celuilalt, sau binele tău, care înseamnă diabolizare. Și pe de altă parte, trebuie să înțelegem că în fiecare situație de viață nu oamenii ne fac ceva, ci Dumnezeu ne face ceva. Este El acolo. El le suportă pe toate, le duce pe toate. Și când ai dezidentificare, că asta e metoda de dezidentificare. Când înțelegi că este Dumnezeu la butoane, când El face și desface, este lumea Lui, atunci nu mai ai niciun fel de grijă. Când te-ai dezidentificat, nu mai ai lucrurile personale. Adică nu mai este ceva care să ți se facă ție. Deci trebuie să evităm acest eu, că mie mi s-a făcut ceva sau că eu fac ceva, nu e adevărat. Dumnezeu face prin tine și Dumnezeu, lui Dumnezeu îi se face. Da. Care ești tu? Când te-ai dezidentificat, nici rău, dispare răul din lume. Deci singura problemă, în momentul în care te-ai dezidentificat, te-ai unit opusele, pentru că nu vezi în rău un mare bine, este Dumnezeu acolo care lucrează, ai unit opusele și nici rău nu mai poate să vină din față. Da. Deci poți să-ți creezi viața așa cum vrei tu. Atunci orice dorință ți se poate împlini, asta este problema cea mare a stăpânului la lume, pentru că în momentul în care nu mai vezi niciun rău, nu mai există stăpâni. Stăpânii ți-au luat mișcarea, viața ta este a lor, te deplasezi după regulile lor. În momentul în care au pus lumea, pentru că toate ți-au luat calitățile divine ale soarelui de iubire, le-a pus acolo în păpușa respectivă și ei sunt intermediari, ei dețin cheile, da? Și niciodată nu le poți atinge pentru că vei fi veșnic cu 464 de păcate și 464 de virtuți pe care nu le ai. Și ți-a luat aerul, ți-a luat tot, te dețin. Ei sunt proprietarii vieții tale. Este o proprietate simbolică, dar este extraordinar de puternică. Este întărită tot timpul spiritual, prin rugăciune, prin exerciții, prin meditații, că sunt în toate zonele lumii. Există același principiu de control a populațiilor. De fapt, este o armă de distrugere în masă extraordinar de puternică. Ce nevoie, ce arme nucleare? Asta nu înseamnă nimic. Asta este cea mai puternică armă, împărțirea. Și cei mai puternici oameni de pe pământ nu sunt iluminati, sunt preoți. Cei care inițiază împărțirea în bine și rău. Da, se și vede că implicarea în iluminati, cei care au creat, au fost iezuiții și mai departe. Da. Deci tot ei sunt acolo și iluminatii sunt tot ei.
au această impresie că ei dețin puterea, că ei, de fapt, și-au dat seama foarte simplu și nu înțeleg omul obișnuit cum nu poate să-și dea seama. Dar nu își dă seama pentru că el nu stă să cerceteze, nu stă să petreacă timp cu acest lucru, că imediat le vezi. Noi avem toată inteligența să le vedem. Da. Ți-a luat libertatea, nu mai ești divin, da, și devii diavol. În momentul în care nu mai exprimi însușire divină, acelea ale sufletului, care nu caută niciodată ale sale, care nu știe că se dăruiască, acceptă totul și iartă totul, atunci ei te dețin și a devenit o ființă întunecată. Te-au aruncat deja în iad. Omul este deja în iad. În momentul în care pune materia pe primul plan, este iad. Da? Nu se poate pune nimic mai presus decât toate. Deci, în momentul în care caută o roșie mai bună, este în iad. Automat. Pentru că nu are încredere că Dumnezeu îi dă roșia cea mai bună. Păi nu are cum să aibă încredere pentru că el se vede separat. Ca să poată să dea roșia cea mai bună, el trebuie să meargă la întâmplare și să ia ceea ce îi vine în minte sau în față în clipa în care simte atunci să ia, adică să nu cântărească, să nu socotească. Orice Da. socoteală e împărțire, orice cântărire e împărțire. Și atunci va trebui să sufere și imediat îl reglează, dându-i o roșie proastă. Păi, uite, apropo de roșia asta, știi că ei au umblat și la asta, uite, în lumea modernă. În România se mai găsesc piețe. Aici nu există piețe ca în România sau ca în... Deci te duci la supermarket unde ai o ofertă extraordinară. Adică cred că orice ai face, tot alegi. Da, Cum corect. scăpăm de împărțirea asta? Păi nu, se poate. Deci te duci la supermarket, dar zici, vreau roșie și te duci unde vezi roșie. Deci nu stai să te gândești, mai cât costă roșia asta, de unde este, cât de bună e. Nu, ai luat ce simți. Și Da. vei lua ceea ce trebuie. Adică lași pe Dumnezeu să-ți miște mâna. Eventual prima Prima roșie care ți se... alegere care ți-o Da, vine. da, Da, da. mi-a venit acum roșia, m-am dus la roșii și unde, pe ce am pus mâna, pe ăla l-am luat. Da. Că mă gândeam, știi, că în tineretile noastre erau magazinele altfel, adică era doamna care îți dădea cu tasul cartofi. Nu mai te duceai tu să alegi. Ce-ți turna în trei stai, aia luai. Păi aia era bine, aia era frumos. Da, aia era bine, da. Cum este și la noi, și aici la piață la noi îți dă, accept și îți dă precupețul. Da. Deci, în momentul în care nu te lași în mâna lui Dumnezeu, unind opusele, vei vrea ceva pentru eu și atunci ești diavol și ești în slujba lui. Ți-a luat dumnezeirea și te-au făcut o ființă întunecată. Asta am vrut să zic cât am putut eu. Consecințele sunt multe, probabil explicațiile mai continuă pe parcurs când ne mai dăm seama, citind aici și ne dăm seama ce am mai făcut. Este o cercetare aici, este o arheologie, intrăm într-un interior, într-o lume ascunsă, ocultată, da? Aici sunt etaje, că dacă iei aici doar una din propozițiile de aici și intri în profunzime, e complicat. Adică îți dai seama cât au lucrat. Deci la ce talent au ajuns ei să vorbească în efecte, știi? Da. Și adevărata lume nici nu o cunoști. Noi nu trăim în adevărata lume. Noi trăim într-un matrix, într-o lume conceptuală creată de către ei. Ei ne spun ce să gândim, ei ne spun la ce concluzii să ajungem. Facem ce ne zic ei. Deci ne dețin, suntem ca niște roboți vii. Uite, chestia asta este făcută de mii de ani. Cam de la Babilon, de acolo a început. Și influența Babilonului este mare în continuare, pentru că ei sunt satanizați. De ce sunt satanizați? Este firesc să fie așa, pentru că dețin puterea. Dețin puterea, ei știu și sunt conștienți că te dețin pe tine, fac ce vor cu tine. Ești carne de tun, ești dus, fac ce vor cu tine, efectiv, ești un nimeni. Și în cauza asta, nu ai scăpare, ești într-un lagăr conceptual. Nu există scăpare din lagărul conceptual. De scăparea nu este interiorul lagărului special, matrixul acesta conceptual. Scăparea este să sar gardul la lagărul conceptual, adică să negi toate afirmații, toate conceptele lor,
le inversezi, argumente inversului și a ieșit. Dar vezi că sunt Da. foarte multe, sunt multe concepte și trebuie să le iei pe fiecare în parte. Asta facem noi în școala iubirii și asta am făcut în cărțile mele. Mereu am luat tot felul de concepte și le-am desfăcut și am făcut identificarea cu sufletul. Ei fac identificările cu corpul Da. ca să te dețină. Când te identifici cu sufletul, atunci ești indiferent la bine și rău. Și când te adus în, când oamenii ajung în starea aceasta de indiferență la ce formă va lua viitorul lor, ei sunt în divin atunci. Asta facem noi tot timpul, din toate unghiurile de vedere, peste tot. Cărțile, și acum am găsit trei cărți scrise prin 2021 și la care fac corectură. Cărțile, în mod repetat, din unghiuri infinite de vedere, te duce numai în suflet. Totul te duce în suflet. Și e o lucrare foarte, foarte complexă, pentru că complex au realizat-o și ei, uite, și acum durează un timp ca să poți să te desprinzi, pentru că noi avem impresia că așa trebuie să fie lumea, este absolută, că nici nu putem să ne închipuim că ar putea să existe o altă lume în care să fie numai iubire și să fim fericiți. Și acolo, în această lume în care este numai iubire, este numai miracol. Miracol, adică când vrei ceva, imediat Dumnezeu îți dă. Deci trăiești o stare continuă de miracol. Da, ești una cu el și viața devine frumoasă. În starea aceea nici nu mai este important să fii, că ești aici, că ești dincolo. Dar în starea aceea te poate extrage și te duci în lumea de dincolo, te retragi în fundal acolo de unde ai venit, în supa aceea de puncte aurii de fericire, unde Da. ești indiferent la cine ești, uiți tot. Te unești cu muntele Himalaya, cu Oceanul Indian, cu Oceanul Pacific. Te unești cu pământul, cu stelele, soarele, te unești. Toți sunt acolo punctulețe. Toate formele de existență sunt punctulețe. Deci nu este unul mai mare decât celălalt, toți sunt egali. Asta arată că acesta este adevărul. Nu? Toți sunteți sfinți, toți sunteți fiii mei. Deci nu este unul mai deștept decât altul, pentru că prin fiecare vorbește același al nostru Dumnezeu. În lumea duală, când cineva zice că este important să aibă școli, academii și mai departe și să-i ascult numai pe aceea, de fapt, aceea nu deține adevărul. Vezi ce înșelată este omenirea? Adevărul este deținut de omul simplu, foarte jos, care nu este vizibil și nu cunoști decât dacă te îl întâlnești. Și există peste tot asemenea oameni foarte simpli. Da, dar Lucrarea nu sunt vizibili. care a fost făcută este, mai spus și tu, e genială, e complexă, dar cred că are un scop mare în spatele ei. Adică cu cât e mai grea lucrarea, mai complexă, mai ca să ne divizeze pe noi, cu atâta probabil că cei care vor putea privi în spatele lucrării și vor putea pătrunde sensul ei, scopul ei, vor avea un salt. Cred că enorm. Ca Exact. să ajungi aproape de Dumnezeu, îți trebuie această, nu știu, acest efort, această muncă pe care o faci cu tine însuți, să te depășești. Și de asta e ca la un joc de pe calculator. Cu cât ești mai aproape, nivelele devin mai grele. Corect, așa este. Este adevărul. Dumnezeu se cucerește. Deci Da. poziția pe care o ai acolo o cucerește. De aia și am venit și sunt mulți de la prag de acolo care vin aici. Da. Vin ca să poate să rămână acolo. Deci ca să poți să rămâi acolo, trebuie să ai o constanță aici, într-o stare din asta Da. de abandon de sine total. Ca să poți să rămâi. Deci probleme și pentru ei. Că ei pot să decadă. E că o ia de Da. la capăt. Dacă aici o se ia după lume și luptă și se apără, au căzut. Dar Da. de obicei, cel care are atins un anumit nivel de înțelegere, nu-l mai pierde. Da. El de acolo o se duce mai sus. Atât se poate. Nu mai pierde. Dar poate să fie întârziat. Poate fi întârziat de situație de viață să se lipească de ele și să decadă, da, să se uită. Da, uită,
Uite, doar moment, Perioade scurte, perioadă scurtă probabil. de timp, Da, ceea ce da. amintești repede. Da. Probabil că n-apucă să se lipească foarte mult Nu ca apucă, evită. Dacă ceilalți. are o putere, cel de la prag, singura lui putere este detașare. Are o putere de detașare incredibil de mare. Nu-și caută binele niciodată. Pune binele celuia pe primul plan. Da. Și toate concepțiile scrise, această învățătură din cărțile acestea sunt, sunt viața lui, așa lucrează el. Deci este ca un slujitor, un nimeni, un prost, gol la minte, habar n-are pe ce lume este. I-a fost greu să poată să înțeleagă lumea aceasta. A durat un timp îndelungat să poată să o înțeleagă. Da, și se poate să preia aceste modele, pentru că el era pe invers, tot timpul era pe dos. Și a văzut când am fost dus în acele experiențe extraterestre în munte sau Da. dincolo de felul de gânduri, rolul lor a fost să-mi distrugă, mi-a distrus conceptele acestea. Adică nu Da, le-am da. mai văzut importante absolut deloc. M-a resetat. M-a resetat și m-a dus în conceptele acestea care țin de suflet. Păi Și cât de importante le vedeai înainte, Marius, că oricum ai nu zis așa că de ele lipsă. importante Da. erau, dar aveam tendința să alunec. Și cum aveam tendința să alunec, cum mă scotea din corp și mă reseta. Da. Da. Există o altă lume, este paralelă cu această lume în care nu există împărțire în bine și rău. Da. Și Eu. e la fel ca lumea asta, nu este nicio diferență, numai că Da. conștiința interioară, privirea ta, vede altceva. Da. Deci omul acela trăiește tot în această lume, e aceeași lume, dar se comportă diferit pentru el. În universul lui, această lume se comportă invers. Da. Aici e numai miracol. Adică, exact cum ați zis, mi-a venit autobuz din cer, nu? A venit Dumnezeu sub forma unui țăran cu o pinci. Chestia aceasta. Deci, această realitate devine miraculoasă. Legile fizice sunt date la o parte. La München am coborât cu liftul și, de fapt, am urcat la ultimul etaj. Deci, mi-a fost greu și mie, și asta a fost decât acum 2-3 ani de zile. Da. Mi-a fost greu să pot să îmi dau seama că am intrat în un spațiu paralel. De fapt, intrasem într-o lume în care legile fizice erau răsturnate și eu am crezut că am murit. Deci, încă am tendința să mă lipesc, să cad în. Te panici, probabil, nu? Să intru, da, în Da. conștiința acestei lumi și să funcționez cu ea. Nu, uite, m-a resetat așa deodată. Am crezut că am murit, am pus mâna pe scările acelea, erau reci și m-am bucurat tare mult. Dar uite că lucrurile sunt răsturnate în lumea aceasta paralelă. Este un pic dacă ar fi fost să fi murit și intrai în lumea cealaltă, nu simți rece cald acolo? De ce ai zis că dacă ai simțit scările reci, te-ai bucurat? Păi Adică. atunci, în lumea aceea, nu. Legile fizice nu mai funcționează. Da, Deși și faptul că simțurile aveai niște acestea, scări. simțurile, s-ar putea să nu ai simțurile. Mai funcționeze simțurile. Probabil că ele vin într-un anumit timp, dar pe moment s-ar putea să nu mai ai simțuri. Pentru că nu știi că ai murit, nu-ți dai seama că ai murit, nu-ți dai seama. Deci omul care moare, deci sufletul pleacă, dar el vede camera acolo, el vede poi acolo, vrea să vorbească cu ei. Ei vorbesc, el vrea să intervine, vorbește și el și nu-l aude. Am văzut asta la Valeriu Popa. Am fost la Valeriu Popa la o ceremonie de asta de nu știu câte luni de când a murit el sau nu mă Da. pricep. Și l-am văzut cum a intrat, am vrut să intre în cameră și când a pus mâna pe clanță, mâna a trecut prin clanță. Deci el uitase că de Da, fapt nu mai era. da. Și atunci a intrat prin ușă. Când a intrat pe ușă, erau acolo prietenii lui care discutau despre el, înfocat, și la un moment dat el vorbea răstit. Stătea în picioare, dar nu atingea Așa era solul. vorba lui, da. Da, și a vrut să intervină și el intervenea, mai țipa la ei,
Și și-a dat seama că nu ascultă nimeni. A vrut să se așeze pe un fotoliu și trecea prin fotoliu. Și atunci s-a liniștit și a dat seama, a tăcut. După aceea, la sfârșit, au făcut o fotografie în fața ușii. S-a dus în spatele ușii și a ieșit în fotografie. Am văzut fotografia. Deci era o formă de lumină care încerca să ia un contur. Și a Da. ieșit în fotografie. Și ăsta le-am văzut înainte. Deci am văzut ce s-a întâmplat, totul. Păi înseamnă că Fotografia am el văzut-o după. totuși, înseamnă că el a ajuns totuși, nu a urcat dincolo de prag, din moment ce el se identifica cu lumea asta. Că dacă ești dincolo de Eu prag, ce zic? uiți Eu ce lumea zic asta. mereu? Uiți lumea Băi, nu asta, te nu duceți pe mai... exerciții, fii un nimeni. Da, Nu te da. duceți pe puteri. Ele sunt un ajutor de sus deosebit, sunt un dar, da? Da. Și ca să nu mai iei lucrurile așa de serios și personal. Și să înțelegi că Dumnezeu peste tot, știi? Dar nu este un lucru să te grozi. Ce înseamnă să te grozăvești? Ai Da. autoritatea asupra exteriorului și poți orice și ce faci? La ce se folosește? Că le pierzi imediat. Deci cel Da. care le dobândește nu se poate grozăvi cu ele. S-a terminat cu dorințele. Asta e pericolul, că Nu, ajungi să el poate capete orice putere. să-și dorească și să împlinească, dar nu vrea să se pierde legătura cu Dumnezeu și grația divină. Da. Din contră, acolo faci un efort să nu fii vizibil, faci un efort să nu ți se împlinească dorințele. Aici, dacă vrei toate dorințele să ți se împlinească, acolo vrei să nu ți se împlinească. Da. Și acolo este tot aici, ești în lumea obișnuită, cotidiană. Numai că ești altceva, altceva. Realitatea ți se supune, se comportă aleatoriu, se comportă miraculos, legile fizice sunt răsturnate. Aici te surprinde. Că dacă ai putea să stai constant în starea aceasta de să nu fii surprins, să nu te sperii, să știi. Dar uite că și eu m-am speriat. Nu era altceva decât intrasem în spațiu paralel și el așa se comportă. Și eu nu mi-am amintit, nu mi-am dat seama. Da. Eram cu mintea din lumea aceasta într-o lume paralelă. Cu mintea de aici. Și o tratam ca... Nu trebuie să o tratezi cu mintea noastră de aici. Că nu se comportă. Acolo nu e... E altceva. Dar înseamnă că în lumea lui Ilie Cioară nu avem necesitățile astea ale corpului, nu? De a dormi, de a... Cred În că stăm lumea foarte mult să lui dormim. Licioară nu am avut o continuitate. Deci lumea lui Licioară, care este lumea paralelă, care poți să o trăiești aici Da. pe pământ, seamănă cu lumea lui Licioară, dar o trăiești aici Da. pe pământ, nu am avut o continuitate. Deci experiențele au durat un timp, să zic câteva ore, dar am ieșit din zona respectivă într-un anumit mod, nu am avut continuitate. Da. Nu știu cum este. Nu. E o lume miraculoasă, dacă poți să o înțelegi și să o accepti. Dar este șocantă că dacă e totul pe dos, te adaptezi cu greu acolo. Eu m-am adaptat, dar m-am adaptat cu greu. Să vezi tu în București a anilor 60, știi? Te urci într-un tramvai din ăla cu burduf, cu un tramvai cu tampoane, cu Da, da, două, da. așa, roșu, vezi mașini Pobeda și Volga, trolebuzul acela alb care era atunci, știi? Și ți se pare ciudat. Că vii cu mintea de aici, te duci în Da, lumea cu aceea și o conceptele, da, privești, cu... se pare ciudat. Nu uiți total. Da. Încă ești legat de lumea asta. Vreau să ajung acasă, unde, cum sunt, pe unde sunt, cum ajung. Da? Și atunci bănuiesc că nu te cuprinde și atunci panica când nu Am știi avut să panică, întorci bineînțeles. acasă, da. Bineînțeles că am Da. avut panică. M-am neliniștit pentru că nu mai recunoșteam nimic. Ești pierdut, efectiv, ești într-o lume pierdută. Nu, Da, nu, da. nu recunoști nimic și depinzi de hazard. Și ce m-a fost ciudat, că oamenii aveau, nu se uitau în ochii mei niciunul, țineau capul într-o parte sau jos, ochii jos, și aveau un zâmbet. Întotdeauna fiecare avea un zâmbet care mie îmi dădea ca sentiment că ei complotau.
complotau împotriva mea, erau ca niște actori care jucau într-o piesă. Știi că e Da. un film cu Jim Carrey, nu știu dacă l-ai văzut? Da, Truman Truman, Show. Truman Show, da. O fi ca acolo. Asta a fost, exact ca într-un Da. show a fost. Da, și realitatea asta este, oricând poți să o accesezi, dar trebuie să ai un nivel de desprindere foarte mare Da. interior și intri în ea. E o lume miraculoasă. Bun, ne oprim Da. și intrăm.